Imediat cum a fost anunțat faptul că Zani este câștigătorul Survivor 2024, scandalul a și început. S-au făcut acuzații grave și s-au aruncat cuvinte grele. Avem toate amănuntele, așa că haide să le vedem. Zani a fost desemnat câștigătorul Survivor All Stars, însă victoria s-a lăsat un gust amar fanilor rivalului său, Ian Custer. Ca la orice finală de concurs televizat, și de această dată au apărut nemulțumiri legate de rezultatul voturilor exprimate de telespectatori. Internauții, în special fanii lui Ian Custer, susțin că finala a fost aranjată. Nemulțumiți de deznodământul sezonului, telespectatorii și-au exprimat frustrarea pe pagina de Instagram a concursului. Trebuie menționat că diferența de voturi dintre Zanedache și Ian Custer a fost destul de mică, potrivit prezentatorului Daniel Pavel, care a dezvăluit acest lucru în marea finală după închiderea voturilor. Înainte să rostească numele lui Zani drept marele câștigător Survivor, cântărețul și Ian Custer și-au aruncat câteva săgeți. Iancu a vrut totuși să fie diplomat, doar că, după ce Zani a spus ce avea pe suflet, a mărturisit că nu ar fi corect ca el să învingă întrucât fusese eliminat și readus în competiție. Cred că mi s-ar face o nedreptate dacă nu mi s-ar spune numele. Sunt și tatuat, deci ușor de judecat. Simt că mi explodează inima în piept, mă consider orice s-ar întâmpla cea mai reală persoană care a apărut la televizor, a spus Dani. N-ar fi corect să îi se spună numele, pentru că el a fost eliminat și a dus înapoi în concurs, este replică dată de Ian Custer, rivalului său din marea finală. Revenind la comentariile din mediul virtual, vă redăm câteva dintre vocile critice ale celor mâncâți că Ian Custer a pierdut pentru a doua oară titlul de supraviețuitor. Încă o dovadă că toate emisiunile sunt regizate așa cum vrea producția. Dacă totul era corect, Zani era acasă încă de când a eliminat pe TJ Maxx. Se știa de la bun început câștigătorul din exil, chiar. Asta e. Felicitări celor trei rămași în etapa finală, atât am avut de zis. Uite așa, s-a mai terminat încă un sezon ca toate celelalte. Uitați-vă atent în acest video cum îi se schimbă radical fața și expresia facială a domnului Dan după ce anunță câștigătorul. Se vede clar din limbajul lui corporal că este deranjat de ceva. Dacă până la citirea rezultatului avea zâmbetul pe față, după anunțarea rezultatului nici nu mai putea să mimeze un zâmbet, ba chiar are o stare de nervozitate. Este total dezgustat de rezultatul votului. Mă bucur că a reușit Pro TV să mă determine să nu mă uit la nicio emisiune, totul e regizat. A câștigat un jucător care a fost eliminat pe bune de TJ. Dar producătorii ne-au dus înapoi. A fost eliminat pe bune într-o probă sportivă de un concurent mai bun. Și cu toate acestea a câștigat. Mă bucur că m-au ajutat să-mi dau seama că totul e regizat. Sunt câteva mesaje scrise de fanii lui Ian Custer la vestea că Zanedache este marele câștigător la Survivor All Stars sezonul suprem. După ce a anunțat că Zanedache este marele câștigător la acestui sezon, Daniel Pavel a făcut un anunț important pentru fanii Survivor. Prezentatorul a adus o veste bună pentru toți admiratorii emisiunii. Urmează un nou sezon al competiției pe Pro TV. Castingul pentru nou sezon va începe în curând, iar cei care doresc să trăiască o experiență unică se pot înscrie. Producătorii emisiunii vor publica toate detaliile în perioada următoare.